Bună ziua, dragi oameni! Am gândit să mai fac un filmuleț în care să ne și lăudăm cu producția, să nu mai criticăm, ca să zic așa, să nu mai ne ia haterii. Și vreau să prezint, de fapt, cam cât poate să producă, deci din fiind soare afară, din 3,6 kW, acum avem această producție pe care o vedeți live pe ecran. Da, la mine controlerul este separat de invertor. Deci asta e producția acum. Și hai să vedem ce consumator avem pe acesta. Dăm pe invertor, pe aplicație. Să se logheze. Nu vrea. Suntem cam departe de invertor, ce-i drept. Da, deci acum avem un consum de aproape 1200 de W, deoarece merge o aerotermă, poate se aude pe fundal. Și mai devreme a fost o mașină de spălat. Deci dacă avem peste 1 kW producție, putem folosi un consumator mai mare și bancul de baterii, după câte se vede, stă stabil, mult peste 48 de volți. Asta vreau să vă arăt. Revenim înapoi la producție. Deci producția, după câte vedeți, mai scade, atunci mai scade și bancul de baterii, iar se mai ridică. Dar una peste alta, acum ne încălzim cu aerotermă fără a solicita centrala. Asta era ideea. Întrucât nu avem o automatizare care să facă asta, o facem manual. Vă doresc o zi bună și să fie soare. Doamne ajută!